Salut! Eroi au fost, eroi sunt încă. Asta dacă își mai amintește cumva cineva de ei. Bine ai venit la hashtag Eroi Uitați, unde ne-am propus să redăm luciul unor foste glorii, astăzi pe nedrept ignorate. Cine e Lupu Pic și de ce ar trebui să știm de el? A fost unul dintre cei mai influenți regizori germani și s-a născut la Iași în 1886. A debutat ca actor în România și s-a format ca regizor în Germania, devenind unul dintre precursorii expresionismului și părintele așa numitului Kammerspiel. În teatru, reprezentanții acestei mișcări camerale erau dramaturgi ca Ibsen sau Strindberg și regizori ca austriacul Max Reinhardt. Istoria cinemaului e de acord că a realizat două capodopere, Cioburi din 1921 și Silvester din 1923. Faimosul critic de film francez Marcel Martin scria că Pic e preocupat de profunda analiză psihologică, de descrierea precisă a mediilor sociale și de redarea frământărilor morale prin mijloace simple. Actorii sunt ființe vii și nu doar figuri simbolice. Regizorul readuce realismul în universul fantasmagoric al cinematografului german. Ambițiile inovatoare ale regizorului erau subliniate și de faptul că titlurile explicative lipseau cu desăvârșire, o raritate în filmele mute. Poveștile erau amplasate în spații închise, sufocante, iar viețile obișnuite erau descrise în detaliu. Pic punea accent puternic pe aspectele psihologice ale eroilor și ale situațiilor prin care aceștia treceau. Sigur, un mare merit îl are aici și genialul scenarist Karl Mayer, unul dintre cei mai importanți oameni de film din Germania decenului 3. Autorul unor filme reper expresioniste precum Doctorul Caligari sau Ultimul Om. Dar spre deosebire de expresionism, școala de cinema Kammerspiel promova firele narrative strâns țesute într-o unitate de timp și de spațiu, în decoruri minime. În filmele lui Pic, lumea înconjurătoare amplifică simbolic drama personajelor. Filmul Cioburi întrunește toate aceste preferințe stilistice chiar de la început. Cineastul ne arată viața cotidiană a unui împiegat de la căile ferate și a familiei sale, formată dintr-o soție interpretată de mare actriță Edith Posca și o figă. O existență monotonă va fi făcută țăndări atunci când un inspector le va tulbura viețile mărunte. În ecranul bântuit, istoricii spun că Mayer și Pic au reușit să creeze o furtună năucitoare, de o poezie sălbatică. Din păcate, soarta regizorului a imitat-o pe cea a personajelor sale. După ce, în urma unei dispute, regizorul încetează colaborarea cu Mayer, filmele sale devin din ce în ce mai slabe. Pic, cel care a avut meritul de a fi înființat și primul sindicat al muncitorilor de film din Germania, moare în 1931, la doar 45 de ani, în condiții suspecte. Mai tragic, soția sa, actrița Edith Posca, se sinucide pentru că nu îi poate suporta dispariția. Însă, moștenirea lui este și astăzi vizibilă, chiar în noul val românesc, care preferă drama psihologică, intimistă, minimalistă, pe care Pic a dus-o la perfecțiune cu mai bine de 80 de ani înainte. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.